Avem de asemenea în educație și problema hotărârii de guvern pentru cuantumul minim al burselor, știut fiind faptul că Ministerul Educației a solicitat o creștere mai mult decât semnificativă a cuantumului burselor la burse de performanță, chiar de 5 ori la celelalte burse, de asemenea creștere semnificative din perspectiva cuantumului minim. Iar această creștere a cuantumului burselor ne dorim să se aplice din discuțiile cu Consiliul Național al Elevilor din prima zi a semestrului de, adică din data de 11 ianuarie 2022. El ar trebui să fie un motiv pentru reducerea abandonului școlar, pentru că odată cu creșterea semnificativă a cuantumului burselor, avem și o condiție, bursa mai mare, mai atractivă, se pierde la 10 absențe nemotivate pe semestru. Acesta ar trebui să fie un motiv pentru a merge la școală.